Dar e o piesă mai nouă. Dar știi, piesa are 40 de ani. 40 de ani? Este scrisă de cel care m-a descoperit pe mine, datorită maestrului Jol Cherește, Petre Călușanu, un saxofonist de excepție în orchestra teatrului de revistă. Cum se chema pe vremea aceea? Cărăbuș? La Tănase, nu? Tănase, da. Și astăzi tot Tănase. Da. Și am înțeles că Petre Călușanu ți-a marcat copilăria și formarea ta ca și artist. Da, dânsul și George Grigoriu. Amândoi m-au, cum să zic eu, au lucrat cu mine lecțiile de canto și tot ei m-au dus prima dată în Radio România Actualități. Acolo mi l-au prezentat pe Viorel Popescu și pe Titus Andrei. Totul a început de aici, dar datorită lui Jol Cherește, mama a venit în București cu mine de mână, a intrat într-o poștă de asta, cum erau pe vremuri, cu cărțile alea mari de telefoane. Noi nu cunoșteam niciun compozitor personal și a spus: mami, Jol Cherește e de-a nostru, e de la Mureș, eu sunt de la Cluj, trebuie să găsim numărul de telefon în cartea de telefoane. Și erau două numere. Am sunat și ne-a răspuns maestru, care ne-a primit la el în București, în Floreasca, la 10 seara, să duceți aminte? Câți ani au trecut de atunci? Doamne! Peste 25 de ani. Și după 25 de ani, realizăm acest proiect împreună, proiectul se cheamă Steaua mea, un proiect premiat acum 2 ani de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, cu cea mai bună muzică a anului 2014. Deci oameni de valoare, care și-au adus amenda voce de valoare. Și după această superbă melodie, să revenim la Art by Fuego, la ce înseamnă proiectul Art by Fuego, artă pentru suflet. Să înțeleg că pentru tine arta plastică reprezintă un nou mod de exprimare și o posibilitate concretă de a ajuta. Cum am mai spus, Art by Fuego este o inițiativă care își propune să sprijine mari artiști ai României ajunși din diverse motive într-o situație dificilă, dar și tinerile talente, cum s-a văzut de altfel și aici în seara asta. Astfel, majoritatea fondurilor obținute din vânzarea picturilor realizate de Paul Surugiu Fuego merg către legendele Românie, dar și către tineri care bat la porțile afirmării. În aproape 8 luni, proiectul a făcut numeroase fapte deosebite, ajutând peste 60 de cazuri, printre care amintim artiști precum Ilie Nicolov, Luchi Marinescu, Cornel Constantiniu, Aimea Cobescu, Anca Pandrea, Elisabeta Preda, Petru Demetru Popescu, Tamara Buciuceanu, Ioan Voicu, Ileana Constantinescu, Dan Hatmanu, Gheorghe Ursache și mulți alții. Acum, cu implicarea voastră, proiectul poate merge mai departe și poate face noi minuni pentru cei ce, într-adevăr, și-au pus viața în slujba artei, ori pentru cei ce pășesc acum, timizi și fără posibilități, în mijlocul ei. Toate ajutoarele pot fi vizualizate pe site-ul Art by Fuego, secțiunea Mari Artiști și Tineri Talentați, sprijiniți de Art by Fuego. Îți mulțumesc frumos!